Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns în penultimul capitol al ultimei cărți, Apocalipsa, capitolul 21. Să-l citim în întregime. Și primele 5 versete din capitolul 22. Deci tot capitolul 21 și primele 5 versete din capitolul 22. Pentru că trebuie citit tot acest cuvânt. Să-l citim cu respect și cu răbdare. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca și cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii. Și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca măsurătoare o trestie de aur ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjimi, lungimea, lărgimea și înălțimea deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți după măsura oamenilor, că cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de iaspis și cetatea era de aur curat ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacist, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei.
Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, că o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei înscriși în cartea vieții mielului. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieții cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, stimați oaspeți, dragii noștri care sunteți online cu noi în această seară prin intermediul internetului, vrem să vă salutăm pe toți, să vă spunem bun venit și să vă binecuvântăm. Viața este un șir de necazuri împlinit, împletit cu bucurii și în vremea aceasta unii traversăm momente mai grele, alții mai ușoare. Câteodată Dumnezeu ne lasă să ne odihnim pentru ca din nou să coborâm în vale. În seara aceasta am ajuns prin mila Domnului la lecția numărul 55 din Cartea Apocalipsa și la penultimul capitol al cărții dintre cele 22, în intenția noastră de a înțelege cuvântul Domnului din ultima carte a celor 66. A fost o călătorie prin care am fost binecuvântați de Dumnezeu. Recunoaștem că n-am răspuns la toate întrebările, pentru că nu știm. Am răspuns doar ce Dumnezeu ne-a luminat să știm. Sunt multe lucruri care le-am lăsat fără răspuns. Dacă Domnul ne va da lumina altă dată sau va da lumină prin altcineva, vom avea răspuns și la acestea. Dacă nu, în împărăția lui Dumnezeu când vom ajunge, acolo toate ni se vor lămuri. În seara aceasta am ajuns la capitolul 21 și într-un cuvânt de introducere vreau să vă spun că Biblia prezintă de la Genesa la Apocalipsa, istoria tristă și păcătoasă a oamenilor. Și pentru că este păcătoasă, este plină de boli, presărată cu moarte, cu lacrimi și cu multe necazuri. Pentru că odată cu păcatul, în lumea creată de Dumnezeu, a intrat toate aceste manifestări ale nenorocirii din viața oamenilor. În Genesa Dumnezeu ne prezintă căderea omului. Capitolul 3, versetul 17, Scriptura ne spune cum pământul a fost blestemat din pricina omului. Demn de remarcat că Dumnezeu nu l-a blestemat pe om, a blestemat pe șarpe și a blestemat pământul. De asemenea, mediul ambient a fost și este poluat datorită nesocotirii legilor ecologice. Dacă vreți, citiți în Scriptură că scrie despre asta în Levitic, capitolul 18, versetele de la 25 la 27 sau Isaia 24, 5 la 13. De asemenea, în Iov 15 cu 15 citim că văzduhul este necurat pentru că prințul văzduhului l-a murdărit, el însuși locuiește acum acolo până la necazul cel mare, Efeseni 2 cu 2. De asemenea, foarte multe dificultăți la naștere, în relații, în familie și multe alte nenorociri în muncă, în câștigarea existenței, au survenit, au apărut după căderea în păcat. Genesa este cartea care vorbește despre consecințele primare și îndepărtate ale păcatului. Atunci când ajungem la cartea Apocalipsa, capitolul 21, respectiv penultimul capitol din Biblie și din cartea Apocalipsa, dintr-o dată ne confruntăm cu o veste ieșit din comun de îmbucurătoare. Toată această creație cu lacrimi, cu dureri, cu tot felul de nenorociri care ne-au supus la casne și la nopți nedormite, se încheie și începe o nouă creație, unde nu vor mai fi lacrimi.
nici pentru părinții pe care îi ducem pe ultimul drum, nici pentru bunici, nici pentru parteneri, nici pentru nimic altceva. Și Biblia în capitolele 21 și 22 ne vorbește despre o nouă creație. Vestea aceasta este incredibil de îmbucurătoare. Și dacă n-ar exista această parte a Scripturilor, ce rost ar avea toată Scriptura? Dacă n-ar fi un cer, de ce să nu ne bucurăm de pământ? Dacă n-ar fi Dumnezeu, atunci de ce trebuie să ne temem de păcat? Dar pentru că există Dumnezeu, există iad și rai, există un cer care ne așteaptă, avem motivația să ne temem de Domnul, să-L căutăm și să-L urmăm pe Domnul, pentru că răsplătirea va fi mare pentru cei care îl slujesc, mântuiți fiind pe Fiul lui Dumnezeu. Capitolul 21, versetele de la 1 la 9, ne descriu curtea. Curtea. Iar versetele de la 10 la 27, respectiv sfârșitul capitolului, ne descriu cetatea, orașul. Pentru că aici este vorba despre un oraș sfânt care se va coborî din cer pe pământ. Începând cu Apocalipsa 21, începe această creație care este veșnică, iar răul care astăzi este prezent va fi eliminat și restrâns doar la dimensiunea iadului, care va sta departe de cetatea lui Dumnezeu pe noul pământ. Noua creație va fi formată din două elemente care îl compun pe al treilea. Va fi formată dintr-un cer nou și un pământ nou, care îl compun pe al treilea, un univers nou, în care vor fi aceste două entități, un cer nou și un pământ nou. Scriptura vorbește în foarte multe versete biblice pentru ca cineva să-și permită să pună la îndoială această realitate. Cerul acesta pe care noi îl vedem, să nu mai explicăm că sunt mai multe ceruri și știința astăzi ne învață cum se numesc fiecare, noi vorbim biblic și spunem că cerul de astăzi, cu tot ce e compus el, și pământul de astăzi, așa cum îl vedem noi călcând pe el, vor fi distruse prin foc. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla decât după următoarele evenimente care se vor petrece începând cu astăzi încolo. Va veni răpirea bisericii și necazul cel mare. Va veni lupta de la Armagedon și mileniul. Va avea loc judecata cea mare din prezența tronului alb pe care stă Dumnezeu judecătorul. Când oamenii vor fi doar judecați, nu li se va mai oferi șansa iertării ca și astăzi. Și în momentul acela, la tronul alb, când judecata se va încheia, aceste corpuri, pământul și cerul, vor fi efectiv distruse. În locul lor, Apocalipsa capitolul 21, versetul 1, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi, adică acesta, spre care arăt eu cu degetul acum, de deasupra noastră, și pământul dintâi, adică acesta pe care stăm noi cu picioarele, și marea nu mai erau. Observați, vă rog, că pe noul pământ va coborî din cer cetatea noului Ierusalim. Din cer, din cerul nou. În seara aceasta vom folosi următoarele expresii. Cerul vechi, adică acesta din vremea noastră, de deasupra, și cerul nou, acela care va veni după judecata de apoi. De asemenea, vom folosi și pământul vechi, acesta de acum, și pământul nou, acela care va fi schimbat, de fapt nu schimbat, ci adus în existență de Dumnezeu. Observați, vă rog, că Biblia folosește câteva expresii în câteva locuri ale ei ca să denumească această nouă creație. Spre exemplu, în Galateni capitolul 5, versetul 26, Scriptura spune Ierusalimul de sus. În Evrei capitolul 12, versetul 22, folosește expresia Ierusalimul ceresc.
În Evrei capitolul 11, versetul 10, folosește expresia cetatea, cea care are temelii, al cărui arhitect și constructor este Dumnezeu. În Apocalipsa capitolul 3, versetul 12, vorbește despre cetatea Dumnezeului nostru, noul Ierusalim, care se va coborî din cer. Iată dar câteva alte exprimări ale aceleiași realități. Cetatea care se va coborî din cerul nou pe pământul nou. În mileniu, adică în perioada de 1000 de ani, care este încadrată între Armagedon, ce are loc după necazul cel mare, și între judecata de la tronul alb, va fi Ierusalimul capitala lumii, dar va fi Ierusalimul cel vechi, adică acesta care este acum. Sigur că el se va preta la anumite schimbări pe care noi într-o oarecare măsură le putem anticipa și le-am explicat cât Dumnezeu ne-a dat lumină în studiul de până astăzi. Dar atunci va exista cetate care va fi construită de Dumnezeu, nici de musulmani, nici de creștini. Cetatea aceasta va fi cea pe care Hristos a spus: iată că eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Tot această cetate va fi cea despre care el a spus: în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Deci Domnul Iisus, când s-a ridicat la cer, când s-a înălțat la cer, el a mers să pregătească cetatea pe care Ioan, în capitolul 21 din cartea care a scris-o, spune că coboară efectiv din cerul nou pe pământul nou. Este o cetate construită de Dumnezeu. Materialele de construcții depășesc tehnologia și capacitatea umană de a le poseda și de a le îmbina, după cum vom observa. Există unii comentatori biblici care interpretează noul Ierusalim, care se coboară din cer de la Tatăl pe pământ, în mod simbolic, ca pe mireasa Domnului Iisus. Și ei fac această interpretare datorită versetelor 9 și 10, care spun: apoi unul din cei 7 îngeri care ținea cele 7 potire a spus: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Și s-a dus și i-a arătat clădirea, cetatea. Vino să-ți arăt mireasa și arată cetatea. Și de aici ei au spus: de fapt, cetatea este biserica plus Israelul mântuit. Noi însă credem că nu este vorba despre mireasă, ci este vorba despre cetate. Sigur că mireasa este în cetate și acolo sunt și evrei mântuiți, dar când e vorba de cetate, nu este vorba de biserică. Noul Ierusalim de care vorbește Apocalipsa capitolul 21 este o cetate reală, nu e una simbolică, dar ea simbolizează pe mireasa Domnului Iisus. Aș vrea să vedem acum împreună dimensiunile cetății celei noi, construită de Dumnezeu și coborâtă din cerul nou pe pământul nou. Mărimea cetății este de-a dreptul impresionantă și este foarte greu de crezut că poate exista un astfel de oraș. O latură a zidului este de 12.000 de picioare, respectiv stadii, adică 2.400 de kilometri sau aproximativ 1.500 de maile. Unii cercetători biblici spun că această distanță este perimetru. Alții spun că este vorba numai de o latură, pentru că pe pământ, la cota zero, cetatea va fi pătrată, lungimea va fi egală cu lățimea. Însă Ioan spune că și egală cu înălțimea. Adică cât va fi de lungă, va fi și de lată. Și cât va fi de lungă și de lată, va fi și de înaltă. Cu alte cuvinte, înălțimea este egală cu lățimea și lungimea. Toți ne pricepem să spunem că aceasta este un cub. Un cub. Sau poate fi și o piramidă. Poate fi un cub pentru că așa a fost templul, așa a fost cortul întâlnirii, dar poate fi și o piramidă pentru că latura lungimii și a lățimii poate fi înălțimea care este construită sub formă de piramidă. Nu avem de unde să știm dacă va fi cub sau dacă va fi piramidă. Spunem, afirmăm doar că poate fi ori una, ori alta și sigur va fi una dintre ele.
Este impresionant să-ți dai seama că poate exista o clădire înaltă de 1500 de maile. 2500 de kilometri înseamnă o mare parte din Europa. Asta înseamnă că atât va fi de lungă, atât va fi de lată și atât va fi de înaltă. Pe această înălțime se poate clădi 800 de mii de etaje. Dacă va avea etaje construite, 800 de mii de etaje va avea această clădire. Acolo trebuie să aibă loc mulți oameni. Și mă gândesc că Domnul ne va pune la dispoziție suficient confort. Am avut în România o bucătărie încât dacă unul vrea să intre, celălalt trebuia să iasă și să-i facă loc. N-am să uit niciodată bucătăria aia. Semăna cu o celulă de la închisoare, despre care vorbea fratele Wurmbrand, că nu avea loc să se învârtă. Mulți dintre noi am stat, sau unii chiar poate mai stăm astăzi, în condiții extrem de modeste. Ei bine, în clădirea pe care Domnul Iisus Hristos o va construi, va fi spațiu. Și dacă îmi permiteți expresia, va fi spațiu, nu glumă. 800 de mii de etaje pe 1500 de maile sau pe 2400 de kilometri aproximativ, lung, lat și înalt, va fi un spațiu suficient pentru bucuria eternă a oamenilor care s-au pocăit prin credință și l-au urmat în mijlocul unei vieți dificile și pline de necazuri. Pe cel pe care nu l-au văzut niciodată, l-au urmat doar prin credință. Au renunțat la ei și chiar dacă au alunecat, s-au ridicat din nou prin puterea Domnului și s-au târât după cel care este numit de ei Mântuitorul, Domnul și Regele lor. Pentru această categorie de oameni va exista locul acesta, spațiul acesta veșnic, și acolo va fi Domnul împreună cu ei și acolo vor fi ei împreună cu El, mărit să fie numele Domnului. Pentru locul acela trebuie să te pocăiești. Pentru locul acela trebuie să te lași de păcat. Pentru locul acela trebuie să te sfințești. Pentru locul acela trebuie să crezi absolut fiecare cuvânt din Scriptură și să îl urmezi pe Domnul. Pentru că vei ajunge într-un loc unde nici măcar nu vei putea să-ți imaginezi cât este de frumos. Dar să continuăm descrierea cărții Apocalipsa. Continuând citirea cuvântului lui Dumnezeu, citim în versetul 18 materialele de construcții și felul în care sunt îmbinate în cetatea lui Dumnezeu. Zidurile sunt din iaspis. Toate pietrele acestea prețioase, că sunt pietre prețioase, sunt pietre prețioase atât de rare încât noi nu am văzut, cei mai mulți dintre noi, și nu știm cum sunt. Când am fost în Israel cu aproape 2 ani în urmă, cu o parte din Biserica Domnului, am cumpărat niște monstre foarte, foarte mici și nici nu știu dacă sunt naturale, ale acestor pietre prețioase, și dacă suntem în viață, joia viitoare am să vi le aduc aici să vi le arăt. Zidurile sunt din iaspis, spune cuvântul. Străzile sunt din aur și menționează că este curat. Temeliile zidului sunt împodobite cu pietre scumpe și sunt 12 rânduri ale temeliilor cu 12 rânduri de pietre nestemate. Porțile sunt din mărgăritare și o poartă este făcută dintr-un singur mărgăritar. Nu știu cât de înaltă va fi poarta, dar știu sigur că va avea loc cel mai înalt om pe ea. Și va fi făcută dintr-un singur mărgăritar. Vă puteți imagina că există un mărgăritar atât de mare încât să fie făcut dintr-un singur mărgăritar o poartă, să nu fie îmbinată, sudată, lipită. Ce face Dumnezeu nu-i cârpit, noi cârpim, El nu cârpește. Mărit să fie numele Lui. Cetatea este din aur curat ca și sticla străvezie. Vreau să menționez faptul că culoarea predominantă a cetății lui Dumnezeu este verdele. Unii spun că este așa pentru că verdele este odihnitor. Dacă Domnul mi-ar fi cerut părerea, sigur că e așa o vorbă. I-aș fi spus să fie albastră sau măcar roșie, sunt culorile care îmi plac mie. Să fie verde, dar eu sunt sigur că verdele acela o să placă tuturor celor care vor ajunge acolo, că ce face Dumnezeu depășește și satisface gustul nostru. De ce spun că va fi verde? Ascultați-mă bine. Aurul din care va fi construit va fi străveziu. Iar pietrele nestemate, dacă noi ne pricepem ce culori au ele, atunci ascultați-mă. Iaspisul e verde. Safirul e albastru.
Calcedoniu e albastru, smaraldul e verde, sardonixul și sardiu sunt roșii. Galbenul, hipoprazul este galben, iacistul și ametistul sunt galbene. Ei bine, asta înseamnă că cele 12 temelii formate din cele 12 pietre nestemate vor avea următoarele culori, buchete de câte 3 ori 4. Verde, albastru, albastru, verde, roșu, roșu, galben, verde, galben și verde, violet, violet. Imaginați-vă cum o să arate această lumină, această culoare, dar țineți cont de faptul că Scriptura spune și următorul lucru. Grosimea zidului cetății este de 144 de coți. Dacă sunt coți omenești, înseamnă că au 50 de centimetri. Dacă sunt coți sfinți, au 65 de centimetri, potrivit lui Ezechiel, capitolul 40, versetul 5. Însă, ori de care vor fi, cetatea va avea zidul gros, ori de 70 de metri, 70 de metri. Asta înseamnă 210 fiți, aproximativ. Ori de 70 de metri, ori de 85 de metri. Vă puteți imagina un zid gros de 70 de metri? Asta înseamnă 70 de metri de aici, aproape până în stradă. Însă prin zid se poate vedea că zidul nu mai e opac, adică să nu vezi prin el. E transparent ca sticla. Deci prin toată cetatea se poate vedea ca și cum e făcută din geam, dar este colorată. E un verde prin care se vede, e un albastru prin care se vede, e un galben și un violet prin care se vede. Un zid de 70 de metri. Nu știu de ce va fi așa de gros. Am fost foarte impresionat, eu care nu mă pricep la culori, să-mi pot imagina sticle prin care se văd de culorile acestea și să vezi prin toată cetatea ce capacitate vom avea acolo, ce bucurie extraordinară și vom spune, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat minte să ne pocăim și ne-ai ținut în mila ta pe cale, că dacă ar fi fost după noi ne prăpădeam de mult dacă te bazai pe noi, dar ne-ai ținut prin harul și prin bunătatea ta ca să ajungem aici și să stăm în prezența ta, să călcăm pe diamante, pe mărgăritare și pe aur curat și veșnic, să stăm în această măreție, în această splendoare. Ce cuvinte omenești să folosesc eu ca să demonstrez măreția acelui loc? De ce merităm noi să ajungem acolo când Scriptura spune că departe este un loc unde oamenii vor fi chinuiți? Poate acolo va fi cineva care mi-a dat mie viață, mama mea. Poate acolo va fi cineva drag dumitale. Poate un copil pe care l-ai crescut. Va fi undeva departe de cetatea lui Dumnezeu, iadul, cu toți oamenii care n-au vrut să se pocăiască și vor ajunge într-un loc de chin. Acolo nu mai sunt diamante și nici pietre nestemate, ci doar foc, chin și lipsă de apă. Și vor striga oamenii aceia disperați să vină cineva și să le dea o picătură de apă. Și nimeni nu le va da nimic și li se va spune doar atât. Ați putut să ajungeți în cetatea lui Dumnezeu și n-ați vrut. V-ați jucat cu Dumnezeu și l-ați batjocorit. Ați privit pocăința ca pe o opțiune și dacă v-ați pocăit, v-ați jucat de-a pocăința. Frații mei, locul acela nu mi-e predestinat nici să ajung în el și nici să nu ajung în el. Este un loc pus la dispoziția mea să mă pocăiesc și prin har să ajung acolo. Și viața pe care o am și viața pe care o ai este o provocare, este un examen pentru ca să ajungi acolo. Tot citind și recitind ca să realizez predica din seara aceasta, de multe ori am fost efectiv uimit până undeva în niște dimensiuni adânci ale inimii mele de măreția acestui oraș și de felul în care l-a construit Iisus Hristos. Până să cercetez cu deamănuntul capitolul acesta, am vorbit de cetatea care o face Iisus, dar eu nu mi-am imaginat că atâta grijă și așa materiale de construcții va pune în ea. Și nici că va fi așa de mare, și nici că va avea atâtea culori, și nici că nu va mai fi nevoie de lumină acolo,
nu va fi nevoie de lumină, că nu va mai fi noapte. Și lumina nu va fi artificială. Și lumina de astăzi este artificială. Lumina zilei nu e naturală, pentru că ea este provocată. Acolo lumina va fi efectiv emanată de sursa de lumină, de Dumnezeu. Dumnezeu va fi acolo lumina. De aceea toate nuanțele acelea vor avea o precizie și o acuratețe ieșită din comun și imposibil de precizat în dimensiunea în care trăim astăzi. Acolo Hristos va fi lumina. Să nu mai fie nicio lacrimă. Cât de mult ne dorim noi să nu mai plângem. Și te trezești în toiul nopții că îți dă cineva un telefon și ți-aduce o veste care te face să nu mai dormi până dimineața. Și plângi și îți uzi așternutul cu lacrimi. Moare cineva drag sau o altă nenorocire venită de departe, ca un fulger, ca un uragan peste sufletul tău. Și plâng oamenii ziua și noaptea. Plâng oamenii pentru că au motive să plângă. E mai greu să te oprești să plângi, nu să plângi. Și acolo Scriptura ne spune că nu vor mai fi lacrimi și nu va mai fi plâns. Și va fi doar o fericire veșnică. Doamne, ce privilegiu să ajung acolo. Noi, oameni din țărână care am făcut atâta rău în viața noastră, am făcut greșeli și păcate, am avut slăbiciuni și tot felul de vicii. Și prin har și prin milă și în numele lui Iisus și prin credință, în urma judecății conștiinței, a cercetării de sine și în numele lui Hristos, Dumnezeu ne va duce acolo. Un mai mare har ca acesta nu ne-a fost arătat niciodată. Și harul acesta nici măcar nu-l putem înțelege. Aș vrea să mă apropii de încheiere și dacă va mai fi timp și zile următoare de joi, vom continua apropiindu-ne de finalizarea studiului cărții Apocalipsa. Închei spunându-vă doar de faptul că 7 din aceste 12 pietre au fost prezente pe pieptarul marelui preot. Dacă citim în Vechiul Testament, 6 dintre ele au fost prezente pe vestimentația lui Lucifer. Ei bine, important este să observăm că numărul 12 predomină. Întâlnim 12 porți, întâlnim 12 îngeri, 12 seminții în versetul 12, întâlnim 12 temelii, 12 nume, 12 apostoli în versetul 14, întâlnim 12.000 de stadii, 12 temelii, 12 porți, 12 mărgăritare în versetele de la 19 la 21. Observați, vă rog, că există și calendar acolo. Noi tot timpul predicatorii spunem că acolo nu va exista timp. Vom fi dincolo de timp, dincolo de timp și dincolo de spațiu. Însă în aceste două capitole sunt câteva elemente pe care eu personal nu știu să le explic. Unul dintre ele este faptul că Biblia scrie că împărații neamurilor și neamurile vor veni să mănânce și să se adape din râul vieții. Există câteva interpretări teologice, dar mie personal mi se par subțirele în legătură cu explicația de unde atunci împărații pământului și neamurile. Dar Scriptura spune că va fi acolo râul vieții, însă ceea ce mă impresionează este că Biblia spune așa, râul vieții va fi pe amândouă malurile. Cum poate să fie un pom pe două maluri? Unii spun se va bifurca râul și vor fi pe malurile interioare pomul, că va fi unul singur pe două maluri, nu? Nu știm cum va fi, dar dacă Dumnezeu spune așa, așa va fi. Aduceți-vă aminte de afirmația Domnului Iisus din Ioan, acolo unde spune, unde este o exprimare de-a dreptul greșită din punct de vedere gramatical. Domnul spune, eu sunt înainte de Avram. Domnul trebuia să spună, eu am fost înainte de Avram, dar el nu se pune la timpul trecut, pentru că el, Dumnezeu, nu-i niciodată la timpul trecut sau viitor, el e tot timpul la prezent. De aceea, el, e ca și cum eu spun acum, eu m-am născut înainte de fiul meu.
Asta e corect să spun, dar dacă spun eu mă nasc înainte de fiul meu, e greșit din punct de vedere gramatical. Și Domnul așa a spus când a spus eu sunt înainte de Avram. Eu am fost înainte de Avram, dar el fiind Dumnezeu se așează în timpul veșnic prezent, unde nu există trecut și viitor. Ei, probabil ceva de felul acesta există atunci când vrem să interpretăm cum un singur pom poate să fie pe două maluri. Foarte probabil că se va bifurca râul și va fi pe malurile din interior, pe un fel de insulă. Dar nu știu sigur dacă va fi așa. Probabil că mai poate fi încă într-un miliard de feluri și Dumnezeu știe cum să facă asta. Important este că acest pom va avea 12 roade și fiecare rod va rodi o lună. Cât? O lună. Asta înseamnă că va fi lună de timp și atunci. Și luna e formată din zile. Dar foarte probabil că noi vom trăi în afara timpului, că așa spune Scriptura. Acolo nu va mai exista nici însurătoare, nici familie, nici copii, nici timp, nici lacrimi, nici toate lucrurile care astăzi ne creează atâtea probleme și fac viața, existența noastră o mare de lacrimi. Frați și surori, capitolele acestea 21 și 22 din Scriptură ne face să spunem, Doamne, dacă există o genesa plină de rușine, dacă există 66 de cărți, cu excepția ultimilor două capitole, pline de suferință, de moarte, de boli și de lacrimi, dacă există o apocalipsă plină de cutremure, plină de urgii, plină de sânge, până la zăbala cailor, până la gura cailor, Doamne, este extraordinar că există și capitolele 21 și 22, unde se duce pământul și cerul vechi, unde se duc pământul și cerul vechi, unde se duc urgiile, lacrimile și nenorocirile și rămân doar toate aceste nestemate împreună cu prezența veșnică și glorioasă a Domnului Iisus Hristos în mijlocul nostru. Frați și surori, dacă aveți familii, duceți-le acolo. Dacă fiecare dintre noi ne străduim să ne ducem copiii în Mexico sau în Florida sau poate unii dintre noi măcar la Wisconsin, atunci vă rog, duceți-vă familiile acolo. Poarta astăzi încă mai este deschisă. Dacă aveți copii, dacă aveți neveste, dacă aveți bărbați și părinți, duceți-i acolo. Spre acolo pleacă o singură dată un singur tren. Și acesta este mântuirea lui Iisus Hristos, prin har, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Urcați-vă în trenul acesta dumneavoastră și casele dumneavoastră. Și dacă aveți copii, soți, soții sau părinți care nu-L cunosc pe Domnul, și care astăzi nu sunt în Domnul, morți sau vii, și sunt în păcat, în afară de Domnul. Vă rog, începeți de astăzi înainte să nu mai obosiți și rugați-vă pentru ei. Rugați-vă și postiți pentru ei. De ce să vă duceți acolo fără ei? Dumneavoastră știți și credeți, ca și mine, că Domnul este în stare să-i întoarcă. Poate nu când vrem noi, poate nici cum vrem noi, dar Dumnezeu are ac pentru fiecare cojoc. Dacă a avut pentru cojocul meu, cu siguranță care are pentru orice cojoc. Stați lângă Dumnezeu și rugați-vă ca acolo să mergeți împreună cu toată casa dumneavoastră. Și acolo să ne vedem cu toții și să cântăm în corul acela, nici nu știu cine va fi dirijor, dar cu toții vom fi cântăreți, nu va mai fi niciun predicator și cu toții vom cânta o cântare nouă și vom sta în cetatea aceea glorioasă. Pocăiește-te ca să fii și tu și dumneata acolo. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Vă invit, scumpii mei, să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune, mulțumindu-i Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.